Drag absolventul al promoției 2020, felicitări! Ai reușit să treci peste atâtea obstacole și piedici timp de 4 ani de zile, dar iată că acum te poți declara cu succes absolvent al promoției 2020. Sunt sigură că la un moment dat te-ai întrebat și tu dacă ești suficient de bun sau dacă nu e prea greu sau dacă ai suficient timp. Dar uitându-te în urmă, îți dai seama că nu există o singură rețetă unică a succesului și că uneori e nevoie de anumite ingrediente cheie pe care tu trebuie să le cauți și să le adaptezi astfel încât la final să fii mulțumit de rezultatul tău. Aș vrea să te întorci un pic în timp și să-ți aduci aminte de tine, adolescentul care a intrat pentru prima dată pe porțile liceului. Îți aduce aminte primul contact cu dirigintele, prima întâlnire cu colegii tăi, primii pași pe care i-ai făcut în sala de clasă, unde urma să-ți petreci cei mai frumoși ani din viața ta și să-ți creezi cele mai frumoase amintiri. Nu uita că acolo ai învățat primele tale formule chimice, ai scris primul tău eseu, ai citit prima prezentare în fața clasei, ai rezolvat prima integrală la matematică, la tablă și ai învățat atâtea lucruri și te-ai descoperit pe tine însuți. Ai participat poate la balul bobocilor, ți-ai descoperit talente pe care nici tu nu știai că le ai și ai legat prietenii care crede-mă că o să dureze foarte mult timp de acum încolo. Ai râs în fiecare zi, pe holuri, pe teren, în laborator, în sala 5, ai participat la atâtea activități și toate lucrurile astea au contribuit la persoana care ești astăzi. Îți doresc să îți aduci aminte cu drag de ele și să realizezi că, până la urmă, fericirea constă în aceste lucruri mici, în aceste momente pe care tu ai reușit să le faci atât de frumoase și să le trăiești alături de colegii tăi. Uite că, la un moment dat, fără să-ți dai seama, ai așteptat cu nerăbdare să sune clopoțelul de pauză, însă nu știai că el va suna pentru ultima dată. Sau poate că va fi ultima dată când te vei semna în colțul foii înainte de un test la matematică. Dragă absolventule, îți doresc în continuare să îți măsori viața în momente și nu în ani și să te bucuri de fiecare lucru mărunt din viața ta. Și ce să-ți mai spun? Cheers to a new beginning, pentru că lucrurile frumoase de-abia acum încep. Pa!